Doamne. Folosește o placă de dezvoltare Arduino Uno. Are 4 motorașe, are 2 senzori optici și se deplasează pe principiul tancului. Ați auzit de principiul tancului? Principiul tancului înseamnă să 2 secunde să dau și drumul ca să vedeți cum funcționează. Principiul tancului înseamnă roboțelul pentru a fira la dreapta, merge cu roțile din stânga la dreapta și cu roțile din stânga înainte și cu roțile din dreapta înapoi pentru a vira la dreapta și invers pentru a vira la stânga. Deci ăsta e principiul tancului. Exact, ăsta e principiul tancului. Acela e acel normal cu roboțelul. Acum, dacă de gând să vorbesc în Ucraina și poate fi folosit în hale logistice la sortarea obiectelor, în parcări automatizate. Acest roboțel este cât de simplu posibil, de aceea este și costul producției foarte redus, undeva la 250 de lei. L-am produs când ne-am întors în stadiu de pregătire din Cipru. Super! Folosește acumulator pentru deplasare. Folosește acumulator pentru deplasare, de aceea considerăm că nici nu poluează. Dacă avem grijă să reciclăm bateriile, nu are cum să polueze. Corect. De unde sunteți? Din Dolj, Craiova. Craiova. Da. Super.